Florin Piersic este profund îndurerat de pierderea actorului Constantin Codrescu. Acesta a devenit cunoscut publicului pentru rolul Ghiță din filmul La moara cu noroc din 1955. Acum, târziu în noapte, sau prea devreme în acest început trist de zi, am aflat cu mare mâhnire de plecarea ta, dragul meu artist de excepție, Puiu Codrescu. M-am bucurat de prietenia noastră până în ultima zi a vieții tale și mi-e greu să cred că te-am pierdut, a scris Florin Piersic. Mai mulți actori au postat mesaje de condoleanțe pe paginile de socializare. Printre aceștia se numără și actrița Oana Pelea. Am încercat să rămân om în mijlocul unei lumii străine mie. Constantin Codrescu. O lumină de om și de artist a plecat în lumina Domnului. Drum bun, Constantin Codrescu. Dumnezeu să te odihnească! Mulțumim pentru tot, a scris actrița. Constantin Codrescu a fost actor de mare profunzime, cu o voce caldă, inconfundabilă, are o carieră prolifică în teatru și film. A creat roluri de o tipologie variată, din dramaturgia națională și universală. Pe mai multe scene ale țării, printre care Teatrul Național București, Teatrul Notara, Teatrul Mic, Codrescu a avut o importantă activitate teatrală și multiple apariții la televiziune, fiind și colaborator permanent al redacției Teatru la Radio, timp de 45 de ani. Vă mulțumesc că ați privit până la final.